Cine o vede spune, e un Logan. Este echitul sport de fabrică. Echit sport ăsta? Da. Grila, colțare, elementul central, difuzorul pe bara spate, de pe portbagaj. Deci e primul Logan pe care îl filmez cu interior de Mercedes. Ținere de permis, să zic așa, când m-a prins cu 178 radarul, deci... Bărbații când crezi mari... Schimbă doar jucăriile. Prețul lor, de fapt, da! Lucrează pe bagajul! Salutare, mafioase, și bine ai găsit la un nou vlog. Este un vlog așa mai special, deoarece suntem la Constanța și noi am filmat foarte multe Loganuri de cât timp avem noi acest canal de YouTube. Dar astăzi eu zic că am ajuns la apogeu, deoarece aici la Constanța am găsit un Logan, puteți să vedeți și voi aici în spate, mafiot, de securist, cum vreți voi să-i spuneți, e o mașină super faină cu nenumărate modificări. Decât un BMW daună totală precum acest BMW din acest raport, mai bine un Logan cinstit. Astăzi o vă prezint un BMW Serie 5 care a avut o daună destul de mare și care 100% nu a fost specificat în momentul vânzării. Mașina a venit din Anglia, iar apoi în România a avut două daune destul de mari. Dacă nu vrei să iei o țeapă cu o mașină de genul, îți poți verifica mașina pe care vertical cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul Merită sau îți poți cumpăra un Logan nou cinstit. Și cred eu că cel mai în măsură care ne poate spune toate modificările pe care le-a adus la mașină este doar proprietarul acesteia. Cosmin, salut! Salutare, Cosmin! Cum te duci la pe Instagram peste tot? Cosmin Alex 1 și pe Facebook Cosmin Alex. Dați un follow acolo, oricum să știi că ai foarte mulți prieteni. De când am pus mașina pe story, toată lumea a început să pună niște întrebări așa de prieteni de apropiați. Adică știu câteva lucruri care s-au întâmplat cu mașina asta pe care eu nu le știu. Mașina de față este un 1.5 DCI. Da. Prima generație de Logan. Prima generație, da. Euro 4. Euro 4, ok. Euro 4, deci era de 65 de cai. 68 de cai. 68 de cai. Da. Spune-mi, în primul rând, de ce pasiunea pentru Logan? De ce ți-ai luat un Logan? A fost mașina familiei, de nou, cumpărată de tata și ulterior a devenit a mea. Și nu era așa când a conducea tata? Când a fost la tata, a făcut și el mici modificări, niște gente pe 17, folii. Tatăl tău, nu? Da, da. Altă tapiserie. Foarte tare. Și ulterior, când a ajuns la mine, am mai îmbunătățit. Deci tu cumva ai dus tradiția mai departe. Am dus tradiția mai departe, da. Ok, și o să vezi că îmbunătățirile de la o tapiserie așa mai, cumva mai modificată, a ajuns la alt interior, la alte, bă, s-a zis, alte bări, nu? Este echitul sport de fabrică. Echit sport ăsta? Da. Grila, colțare, elementul central, difuzorul pe bara spate, de pe portbagaj, pragurile, toate sunt originale. Pe rușinea mea nu știam că există un echit. În afară de această prelungire, okay. Și difuzorul, eleronul de pe lunetă, care este o copie, toate sunt originale. Deci n-am, pe prima dată când n-am fost și eu că pe Logan s-a pus un kit sport. Da. Pentru România a fost treaba asta? Da. Nu pentru Rusia? Se punea pe varianta de Prestige, dar presupun că la comandă, la cerere, au fost destul de puține, se găsesc destul de greu. S-au produs până în 2006-2007. A fost adăugat acest splitter, lipsă? Da, este pus peste, este aplicat. Okay. Și cât costă estimația toate lucrurile astea, dacă stați de rare? Estimativ. Nu știu să zic. Să zic că tot pachetul te ajunge 2-3.000 de lei. Da, ieftin. Da, da. Dar ideea e să-l găsești. Acum mai sunt persoane care cer 5-6 lei pe o grilă. Depinde cum le găsești. Cum le găsești, am înțeles. Da. Bun, pe culoare mașina probabil a fost revopsită. A văd fost așa care... gri de fabrică, gri, okay. Cometă. Văd că are multe perle. Nu bate soarele, se vadă, da. Dar este o culoare standard, să zic așa, de pe Chrysler. De pe Chrysler, ok. Da.
Bun, și pe partea de modificări văd că mai avem și niște faruri modificate cu Xenon. Faruri cu lupă, da, 2.55, Xenon, 4.300. Cu spălătoare de faruri, mi se pare rar. Spălătoare de faruri. Cât de frumos de integrat, adică cât de bine arată acolo. Și poți să-mi spui de unde a luat spălătoarele astea sau sunt niște diuze de parbriz? Sunt spălătoarele care au fost înainte pe capotă, okay. Și acum pe capotă am tip perdea. Ah, ok. Dar ai luat de E60 sau ce ai pus? Nu, sunt de pe un Logan mai nou, de pe Logan 2, ceva de genul. Ah, foarte tare. Da. Dacă vedeți și voi așa că mașina e lăsată, mașina are și un kit de perne. Da. Este independent, valve mecanice de jumate, furtun de 10. Tu ai fost luată static cu mașina asta sau din prima ai pus perne de aia? Nu, am fost și static. Am avut prima oară am pus arcul sport, HNR. Mașina coboră destul de mult, pozic eu, în jur de 5 cm, 5.5 chiar. Dar aveam niște jante cu niște anvelope imense, 205-50-17 și efectiv îmi freca în orice viraj pe aripi, în carenaj. Vreau zic că după un drum de transfer greșea, nu mai aveam carenaj, nu mai aveam vopsea pe aripi, nu mai aveam margine la cauciucuri, nu mai aveam nimic. Ok, cu arcuri. Cu arcuri, da. Erau cauciucurile foarte mari. Am trecut la perne, okay. Și atunci am schimbat jantele, pentru că efectiv mașina nu cobora. Cobora și stătea pe cauciucuri. Nici nu cobora, okay. Nici nu urca. Ok. S-a așezat puțin pe cauciucuri și atât. Băi, mașina arată într-un mare fel, arată așa super... super clean, super mafia, exact cum dacă aș avea vreodată și mi-aș cumpăra un Logan, așa l-aș face și eu, mă credeți. Deci e perfect pentru gusturile mele. Jantele seamănă ceva cu niște OZ-uri? Sunt, nu, Alessio Spider. Okay. Din când am înțeles, s-ar fi pus și pe Alfa Romeo, modele mai vechi. 4x100, 16, 7.5. Și dacă mergem puțin mai sus, avem ștergătoarele normale, astea sunt de Logan, nu? Da. Deci aici avem totul de da. Logan. Și ar merge Loganul ca să fie mafios? Trap. Trap, frate, știu. Da. Sunt persoane care au pus pe Golf 3, Golf 4, dar... Se frică să stai din ea, nu? Singura problemă e care o singură rafosare pe mijloc și trebuie să dispară și aia. Și atunci nu o să mai fie. Și atunci și așa e el. Oricum e Loganul cum e, da? Dacă e mai ieșirea rafosarea, clar nu o să fie ce trebuie. Hai să vedem cum arată și pe lateral și acum putem să observăm și perla asta. Pragurile acelea care par din două, din două bucăți. Deci avem aici o îmbinătură. Cum ai observat eu așa, văd niște chedere pe aici pe la uși, aici așa la avut sau l-ai pus da, tu pus? Nu, sunt puse. Ok. Aici, între uși. Loganul suferă la treaba asta cu antifonajul. Adică nu prea antifonaj. Poți să zic că cu un Logan stock la 110 la oră trebuie să țipi în mașină ca să se audă acolo. Ușa. Și am și aici pe spate, pus de jur împrejur. Dacă poți este o mică diferență, nu pot zic că nu. Nu le arătăm foarte mult din interior. Antifonarea ușilor, aripi, plafon, podea, se simte diferența. Nu le arătăm oamenilor foarte mult din interior, pentru că acolo interiorul, crezi-mă, se blochează puțin creierul. Eu când am mai văzut Loganuri, cum s-o spune la plural, cu interioare modificate de E90, de Audi, dacă asta n-am văzut în viața mea. Băi, mai clean atât nu cred că se poate. Da. Eu cred că se mai poate să mai scot. Să scot la... Mai am un portbagaj care... Da? L-am pregătit, trebuie să-l pun pe mașină, fără butuc, fără nimic. Asta este aleronul acela care ai spus tu că e cumva aftermarket, nu? Nu, cel de pe lunetă este cel de pe lunetă, ok? Asta e original. Da. Ok. Păi eu chiar sunt curios, n-am văzut în viața mea un Logan de fabrică, ești așa, deci pe bune e... Și inclusiv și difuzorul de pe bar este original. Deci voi vă dați seama că putea să luați un Logan în 2000 cât? Ce până în 2005. 2005 s-a dat așa cu aleron? Da. Deci în 2005 Logan, dacă luai și negru, era... Nu s-a vândut negru. Nu s-a vândut, nu? Nu, nu. Era prea mafio pentru modelul 2005. Facelift. Am înțeles că ar fi scos o nuanță de negru. Ok. Era prea mafio pentru vremea respectivă. Deschizi puțin portbagajul să ne arăți ce ai acolo. Ia fi să-ți aici. Vino mai de puțin aproape. Am încercat să ascund aici sub buferul ăsta. Dar nu ți-a reușit. Nu prea mi-a reușit. Ce putere are acest subwoofer? RMSR avea 1500, în el să zic că dau cu aproximativ 800 de W. 800 W. Da. E acordat la 33 de Hz, este oarecum suficient. Vibrează portbagajul? Da. Numărul de matriculare? Da. Al colegului că stă la semafor vibrează? Nu știu dacă e chiar atât, dar... Dar portbagaj nu prea mai e deloc, adică mașina asta e doar de... Poți să pun un scaun, un pereche de idași când pleci pe undeva, trebuie, sticle da. De apă... Dar mașina asta mi se pare oricum că nu mai e... Nu... Presupun că nu mai e daily mașina asta. Ba da. E daily? Daily, da. Adică muncă, plimbări, grătare, absolut orice vede. Și când pleci în vacanță, unde pui bagajele? Pe banchetă. Am înțeles. Am o ladă frigorifică până în portbagaj în stânga și bagajele pe banchetă. Foarte tare. Vezi, românul se descurcă. Se poate și cu portbagaj da. Micuț. Și cu o evacuare, e cu un tips făcut dintr-o țeavă. Da. Așa am făcut și la E39 și mi se pare cel mai mișto. De la jumătate încoace, da? Doar țeavă. Se aude 1.5 ăsta, adică... E un pic... Grohăit, să zic grohăit așa, așa da, de porcușor.
Cred că e light, se aude bine. Și aturează-o. Acum se aude. Nu scoate foarte mult fum, scoate așa puțin când îi dai limitare, dar nu... Ținând cont că e țeavă goală, soft, cât se putea, injectoare de 85, regulator de pe pompă, mai mult nu poate. Acum câți care? 90? 90. Undeva pe acolo, da. N-ai pus-o pe Dino să vedeți dacă nu. Nu o să cumce din mașina, pentru că, sincer, e o mașină mult prea modificată pentru noi, să zicem așa. Dar intrați și voi, intrați puțin la interior să vedeți și voi cum arată scaunele astea de Mercedes SL, ai spus, nu? Da. Deci e primul Logan pe care îl filmez cu interior de Mercedes. Deci se poate să ai confort dintr-un Mercedes într-un Logan. Și vezi, parcă ai știut ceva, că Mercedes și Dacia, la un moment dat, vor face așa o fuziune cu Renault. Da. Băi, aici la interior avem volanul ăsta de Renault Megane, de ce ăsta? De pe Laguna. De Laguna e? Laguna 3, da. Ok. Ăla de Megane mi se pare că e becul mai mic. Da. Din câte știu. Scaunele astea care ar trebui să fie electrice, nu? Sunt full electrice, da. Și de unde ai tu reglajele? Aici este spătarul. Mai am încă așa, ok. Și în partea altă este butonul înainte-înapoi, sus-jos, dar este prins provizoriu pentru că trebuie să îmbrac toate plasticele. Din tot serviciul, tot lucru și cu fețele de uși, da? Și cu plasticele de aici. Băi, nu mai știu să meargă, mă gândeam. Absolut tot. Mă gândeam că le-ai făcut și manuale. Și încălzirea în scaune aici. Și încălzirea în scaunele? Da, bineînțeles. Da, mi se pare fenomenal. Avem fețele de uși făcute custom, dar mi se pare foarte mișto că ai făcut și partea asta de tapiserie, tot la fel în... Să fie în ton cu restul mașinii, interior. Cu scaunele, cu tot ce... Sunt, la mașina asta mi-e și frică să întreb cât ai băgat în ea. Nu știu ce să zic. Au fost bani băgați în timp. În timp, nu? Nu într-o lună, două, da. Dar s-au adunat. Cred că ai depus 10.000 de euro ca popa. Posibil. Partea de sonorizare, pe lângă acel subwoofer pe care le avem în spate, avem și aceste trei difuzoare, patru de fapt, cu un tweeter sus. Două tweetere și cu două difuzoare. Okay. O medie Pride de 6,5, încă una de 8. Sunt amplificate, aceste cele mici, în jur de 150 RMS, cele mari, aproape 200 RMS. Am că bubuie muzica în Loganul ăsta. A few moments later. Vibrează pe bagajul. Uite-te-au. Da. Uite, bate pe bagajul, vibrează. Și aripile. Cum? Aripile. Și aripile, da. Băi, într-adevăr, n-ai nevoie de mai mult. Adică în Loganul tău să ai muzica asta, e tot ce trebuie. Din tabletă. Tableta este conectată la procesorul de sunet. Și apoi procesorul dă mai departe semnal către amplificatoare. L-avem aici pe MGK, pe fratele nostru MGK, din M6. Dacă mergem puțin mai jos, avem partea de presiune în perne. Da. Și avem și tot managementul aici. Pare a fi independent, adică... Da. Ai băgat chiar lucruri de calitate în Loganul ăsta. Dacă faci un lucru, îl fac mare și cu moț. Mai bine îl faci odată și bine decât... Corect. De 10 ori și proscuție, de exemplu, în 5 trepte, cred că ar merge cutie în 6 trepte să pui pe... Merge să pui cutie în 6 trepte, trebuie schimbată doar baia de ulei și ambreiajul cu volantă. Chiar ar fi super interesant treaba asta. Hai să mergem și în spate să vedem cum arată și bancheta din spate, pentru că Cosmin nu s-a oprit aici. Mamă, dacă de jos e mașina, cât de jos e mașina asta, ești nebun la cap. Trebuie să te ții de volan ca să te dai jos din ea. Și aici în spate, cam așa arată... Interiorul ăsta de Logan, nici că e de Logan, pe bun, eu nu înțeleg cum s-a potrivit bancheta asta, nu i-ai făcut ajustări, nimic, adică... Schimbate au fost decât scaunele, bancheta este cea mașinii, retapițată, da. Împreună cu stâlpi, plafon, parasolare, mânere, tot ce s-a putut. Pare puțin așa că scaunele astea pentru o mașină mai mare, pentru că ți-a puțin din spațiu interior. Da, și sunt date destul de în spate, scaunele. Da? Da. Dar, trebuie vorba, mașina asta stau doar bagajele, nu stau oameni. Da, bine, dacă îl dau doar puțin mai în față scaunele. Ai loc să stai așa. Mi se pare rar că stai într-un Logan din generația asta și pare prea mult, adică pui mâna aici ai piele, pui mâna aici ai piele, peste tot bancheta din piele, adică... Hai să vedem cum arată și motorul. Mamă, aici cu datul jos e puțin mai complicat, pentru că vreau să văd cum arată și un 1.5. Oamenii spun că e cel mai bun motor pe care l-au avut pe Logan. Sunt motoare fiabile. De ce capacul de Renault? Așa vine. Așa vine pe Dacia? Capacul de Renault? Da. Ok, dar nu știu, frate, 1.5 ăsta de ce e, deci am uitat la asta mai noi, la 1.0, la 0.9, la mă rog, cum am avut așa pe Logan. Păi totul la vedere, multe fire, multe lucruri care parcă o să se strice în timp. Asta da, pare da. Super robust ca e și construcție. E făcut să țină, să zic așa. Câți kilometri are?
235 de mii. Mamă, și virgin la 200 de kilometri pe bune, că e virgină mașina asta. Am văzut Logan din ăsta cu 700 de kilometri da, și încă... Da, au făcut aproape milionul și încă merg. Da, ăsta și cu, cred că cu 1.4. Și 1.4, 1.4 au trecut de milion. Da, asta mi se pare cele, cele mai bune. Cel mai mișto ar fi fost să fi avut pe mașina asta cum arată, 1.16 valve. Da. Ăla ar fi fost mișto da. ca și performanțe. Oil cashcan acolo? Acolo. Îngrămădit acolo? Îngrămădit într-un fel. Niște siguranțe de la compresor, nu se vede, alt alternator, interculorul schimbat, nimic, wow. Nu simți acum că când ai făcut toate modificările astea, cumva s-a dus de la... Ai plecat la o mașină practică, adică Loganul clar e cea mai bună mașină pentru un român. Și ai transformat într-o mașină care nu mai e la fel de practică, adică are alt scop acum. Măi, ea săracă este practică în continuare, adică își pare... face treaba, dar nu mai e mașină de cărat, mașină de... Întrebarea știi că era, că mi-era eu să pun. Am meritat toată investiția în ea. Măi, mereu am stat și mă gândit că dacă băgam banii ăștia în altă mașină, așa, ieșea ceva mai diferit. Adică, cine o vede spune, e un Logan. Știi care chestia? Că pentru noi, pentru români, are importanță. Adică Loganul Dacia a avut tot timpul o însemnătate. Da. Dacă trec pe stradă eu și mai trece pe lângă un E36 făcut frumos, o să întorci capul după ăla, nu după mine. Hai, până înainte să dăm test drive-ul cu mașina, spune-mi cea mai grea modificare pe care ai avut-o. Unde ai spus, băi, gata, o arunc, îi dau foc, nu mai vreau să mai văd mașina asta. Mă, nu pot zic că a fost o modificare, au fost momente în care se strica ceva sau... Cum ar fi? Nu, se strica când era lumea mai dragă, știi? Îți dau un exemplu, trebuia să plecăm în concediu anul trecut, luni. Și mie, duminică, a început să-mi patineze ambreajul. Și îți dai seama, mașina nu pot să o ridic nici pe elevator. Și am făcut ambreiajul la o rampă, fără să dau cadrul motor jos. Nu se potrivea, nu se desfăceau, nu se... Au fost multe alte peripeții, da. Băi de ulei, nu mai zic, sunt cred că minim două pe an. De-aia spuneam că ai mulți prieteni care au lăsat comentarii că au fost multe întrebări. Dacă mai ai bani să mai schimbi aia de ulei. Nu mai găsesc, cred că nu mai sunt stocuri la dezmembrări în Constanța. Ai cumpărat pe toate, nu? Da. Câte îți fac până acum? Am spart pe puțin 5-6. Acum, când erai cu perne sau când erai static? Și cu perne static o singură dată. De-aia mi-am pus perne, pentru că în momentul în care m-am luat și rămpu în perne și am văzut cât de jos poate lăsa o mașină, am zis, băi, eu așa o să merg. Ai tinta să mergi cu ea mereu jos. Exact. Da. Ce nu v-am arătat noi vouă, cum se poate juca Cosmin cu mașina asta din perne? Poți să faci o mică demonstrație? Sigur. Telecomanda asta care poți să scoși afară, nu? Da, da. Doamne, frate, deci adevărată chestia aia când spun oamenii că bărbaților, bărbații când crezi mari... Schimbă doar jucăriile. Prețul lor, de fapt. Da. Băi, ești nebun la cap. Am valve de jumate, pe spate am două valve care urcă, două care coboară pe fiecare roată. Cam asta e tot ce se poate cu amortizoarele întregi, să fie mașina și cât se poate de stabilă și... Am înțeles. Și poți juca cu ea. Ce mi se pare foarte fain, poți lua și maxim spate acolo. Ia la fluxul maxim spate și filmează mare cum arată. Mamă, dar cum pică, ești nebun la cap. Și mi se pare real că intră perfect sub aripi. Da. Deci aripile alea mi-ai spus tu mie off-camera că au văzut multe... ciocane. Am înțeles și bara spate la fel e puțin lățită, sau? A fost încălzită și trasă ca să vină după aripi. Păi chestii, vezi, chestii românești, că dacă te duci la cineva... Prof, să zic așa, spune, domne, n-am cum, că nu pică, se poate, da. Nu se poate, nu vine bine. Că nu pică bine cu bara, dar o faci tu acasă și sau la cineva care chiar își dă interesul și iese în felul ăsta. Păi era care și centurile, bă, frate, aici, că la Mercedes sunt în scaun. Hai să dăm puțin Cosmin să vedem cum merge mașina și în timp ce facem test drive-ul cu acest golan mafiot, o să luăm și întrebările voastre. E mașină de securist? Nu. Nu? N-ai avut în cap să faci așa? N-am avut. Dar mafiot ai vrut să-l faci? Adică așa mai... Cât mai... Da, mai... a fost o... Da? Oarecum o idee. Cât a băgat în el? Asta e întrebarea tipică a românului. Destul de greu, nu știu să zic. N-ai să mai niciodată, nu te-ai oprit la nicio sumă. Nu, că nu. Știi că de obicei te oprești la o sumă. Pernele, să zic că m-au ajuns în total aproape 3.000. Ok. Interiorul retapițat acum 3 ani, aproape 800 de euro. Fără scaune, fără plafon, fără jante, fără muzică, adică se ajunge, sar de
8.000, cred. Și atunate în timp. Le-ai făcut din prima cum trebuie sau le-ai tot timpul ai modificat la ele? Am modificat, am îmbunătățit, iar am schimbat, iar am... Și acolo o să pierzi mulți bani. Da. Când nu poți merge cu prețul mai pe ce ai pus înainte. Nu, niciodată banii, mai ales banii ce ai pierduți, nu mai pui la calcul, ei au fost și atât. Pe ce mașină ai schimbat Loganul? Nu poți spune că l-ai schimbat pe o mașină. Adică... Trebuie să fie o mașină. Adică, uite, pentru ultimul Logan l-ai schimbat? Nu. De ce? Nu. Ai că arată bine și că e Lamborghini. Arată bine, dar motor de 0.9, acela la 230.000 km acum, nu-l văd să ajungă. Nici pe un BMW? Să fiu sincer, cred că l-aș da pe un Mercedes. Ok. Ce Mercedes? Un CLS. Frumos. Prima generație, nu? Da. Și mie aia îmi place foarte mult. 1.4 sau 1.5? Este 1.5. Dar dacă ar fi să alegi între 1.4 și 1.5, ce ai alege? Acum tot 1.5. Tot 1.5, tot 1.5, da. O să mă puțin mașina asta, nu? Să știi că da. La 150 am în jur de 6.5 cu aerul pornit, mers constant. Este un consum de la 150, ținând cont că Loganul nu e o mașină de 150, Loganul e o mașină de 120. 120. Cam acolo e limita lui. Producătorul spune viteză maximă 142, dacă nu mă înșel. Adică 142, așa puțin avea asta? Da, așa spune. Nu știu din ce motive. Dar e mai mult. Știu că e mai mult. E mai mult, da. Adică, cred că ți-a spus acolo, vezi că iau 140 ca să nu încerci mai mult vreodată. Destul de posibil. Am acasă o dovadă cu o reținere de permis, să zic așa, când m-a prins cu 178 radarul, deci 142 sau 100, era noi. Mamă, 178 pe radar, da. E 190 pe ceas. Cam așa, da. Ok. Uite, iată bordul Golanca. Aproape. Aproape. Durează. Fumezi cumva? Nu, de ce? Îți trebuia jumătate de pachet ca să ajungem la viteza aia, dar... Mănânci o șaurma până... Mănânci o șaurma. Până mergem în Mamaia și o luăm și ne întoarcem. Am înțeles. De ce Logan și o altă mașină? Ce probleme a avut cu mașina? De ce Logan și o altă mașină? Că ai spus că ea a fost în familie. Avut, da, asta a fost în familie și n-am vrut să iau altceva. Asta e foarte... Se părește foarte bine vorba. Aia făi rai din ce ai. Tu ai făcut din mașina asta o mașină care întoarce capetele și ești tu mulțumit de ea. Da. Ce problemă ai avut cu mașina? O problemă foarte mare, în afară de aia cu ambreiajul. Și băile de ulei. Mare. Este într-un fel o chestie și amuzantă. Când am pus prima oară pernele, am avut alt setup în portbagaj și am fost în Constanța la Triton să iau cuplă. Am vrut eu să mut un furtun, okay, să fac o invenție în portbagaj. Și nu avea o cuplă metalică, am cumpărat o cuplă de plastic, am pus-o repede pe fugă și m-am dus la facultate. În mijlocul bulevardului, mergând cu 60, poate 60 și am auzit din portbagaj o dată, poc, și mașina mea a căzut jos pe burtă. În mijlocul bulevardului, pe banda 2. Sau mai era dacă erai la viteză în viraj. Îți dai seama. Și de atunci nu mai am cumpărat doar cuple metalice, n-avea, nu schimbam, adică și n-am mai avut probleme. Țin, sta aproape 5 ani de zile, n-am avut nicio problemă. Și la sistemul ăsta de perne, la început, mi se păreau destul de rudimentare și cred că nu erau atât de performante și nu puneau foarte mult accent pe siguranță, dar acum am văzut că într-adevăr, mașinile pe perne, dar și asta inclusiv, mi se pare că merge ca o mașină normală. Și nu merge ok, nu am ce spune. Într-adevăr, nu este la fel de... Stabilă, să zici, pe viraj. Stabilă, nu pot zic, este destul de stabilă, mult mai stabilă, de exemplu, și decât o reglabilă. Da? Adică față de Tatehnics pe Logan, care Tatehnics este... Ia de unde marași până acolo, până ce m-a făcut, poți dai? Ia de... Azi, mâine. Dacă e len Loganul. Mașina are o tonă jumate. Și cu noi acum două. Și cu noi acum, îți dai seama. O tonă jumate cu rezervorul gol și fără șofer. 1498, mai exact, cântărite la ITP. Mamă, nici nu mai simte, mi se mai simte nici cuplă turbo, știi, când intră turbina. Că la un aspirat, aștept să fie așa liniar. Da. Da. Asta... și asta e la fel de liniară. Deci mașina e mai stabilă decât un Tatehnics, stă mai bine decât un Tatehnics. Dar nu cred că stă mai bine ca o suspensie, nu știu, de 1000 de euro statică. Un BC Racing sau un KV. Eu aș avea încredere să probez, da. Ok. Ne luăm Logan și ne punem KV și după aia venim la contat să vedem nu ce... Nu neapărat cu Logan. Orice mașină. Ok. Destul de curajos cu mașina ta, cu Loganul tu. Da, am avut o astfel de experiență, o, cum să zic, contrazicere cu un tovarăș cu un Audi. În 4, turba nu? La intrarea în Mamaia, nu. Okay. Și el a spus că el poate să intre acolo cu o viteză destul de măricică și am spus ok, zic, intru și eu, dar venind din partea asta la altă, ca să am timp să prind viteza aia. Nu pot eu în curbă, să zic, venim într-un drept și intrăm în... La tine e mai greu cu intrarea. La mine e mai greu cu... până ajunge la viteza respectivă, știi? Okay.
Și ai zis, alegi tu ce bandă vrei, ori banda 1, ori banda 2, zic, mie mi-este indiferent. Și când am intrat paralel cu el în curbă, a frânat, că a fost frică. I-a fost frică, ori că mă duc peste el, nu știu ce a fost în cap, ori... Și tu ai intrat? Am intrat, da. Și încă aici? Și încă aici. Înțeles. Mai faci alte modificări la golan? Ce simt mai faci, frate? Trebuie să termin interiorul cu plastice, okay, cu un alta. La nu vreau alte jante. Am gând să încerc un set pe 18, să vedem dacă se poate sau nu. Pe Logan, ținând cont că a venit maxim 15. 15, da. Okay. Toată lumea a pus 17, de ce să nu se poată și 18? Adică, dacă ești insistent... Cred că dacă îi pui un 18, ar trebui să-i faci un sistem de frânare mai mișto, să se vadă discul pe față mai... Am frâne de 280. Da? Da. Ok. Deci mai ai lucruri de făcut. Trapa ai spus că nu vrei să-i faci. Asta ar fi pe parte de interior. Pe exterior mai ai ceva de făcut? În afară de jante, mă gândesc să o revopsesc tot la anul. Până dacă schimb jantele, automat o sumblu iar și la aripi. Ok. Ca să pice după aia, să intre la... Să vină cum trebuie la față, da. Mai am acasă portbagajul care trebuie să-l schimb, belerionul pe portbagaj, mai am un set de praguri, pentru că Constanța, până în momentul de față, a fost destul de... Și încă e. Și încă e, acum e bine. Ce faci de zi cu zi? Lucrez la servis, mecanic auto și fac și electric. A, deci tu ți le faci oarecum, probabil și tot sistemul audio, tu ți le-ai pus pe mașină. Tot scaunele, și scaunele, chiar și tapisirea în afară de cusut. În trecut am lucrat la tapisirie. Aproape tot este făcut de mine. Știi, în afară ești, de vopsit. Ești printre puținii mecanici, să zic așa, care au o mașină cum trebuie. De obicei mecanici ai văzut că n-au mașină cum trebuie. De obicei mașina mecanicului e jale. Și la mine a durat destul de mult, da? Până, da. Mi-am luat într-o săptămână timp liber pentru ea, să zic așa. Am văzut, da. Am zis că făceam de oameni abil acum. Am schimbat tot ce era schimbat pe direcție, zic, fac acum cap, coadă și gata. Dai flash-uri la golani, la golani cu BMW-uri? Nu cred că e cazul. Nu, am mai puțin unor pe autostradă, mai sunt persoane care merg cu 90 pe banda în 2 sau care țezi din pecul direct în față, doar atunci. În rest, claxonez. Am înțeles. Mai are bani să schimbă baia de ulei, asta am vorbit. Cu baia de ulei. Bani sunt, băi nu prea sunt. Exact, să mai facă ăștia băi de 1.5 de cei să le cumpere Cosmin. Consumul, am spus că la 150 la oră. Da, în momentul de față avem 5 cu 4. 5 cu 4, frate. Deci, mașina acum e grea, adică nu mai pot să mai spui că e. Și probabil ai cu ea consumul ăsta prin Constanța, nu la Dunăru. Da, da, da. Da, ăsta e genul de mașină care consumă la fel în oraș precum și în afară. Cam așa ceva. Adică nu e diferență foarte, foarte mare. Cât a durat să faci mașina să arate în felul ăsta? Cât timp? De cât timp modifici tu aia? Mașina arată aproximativ în acest setup, cam din pandemie. Pandemia a fost într-un fel apogeu, atunci am vopsit-o, atunci am schimbat interiorul, atunci am retapițat-o, atunci am luat jantele. Bine, erau alte jante, erau arătau altfel farurile, erau alte chestii, dar cam din acel moment. De unde au luat farurile? Cred că-s custom. Farurile sunt făcute de mine, da. Okay. Sunt făcute, vopsit interiorul, alte lupe, kit de Xenon și cam atât. Tu chiar ai kit de Xenon și ai pus și spălătoarele de faruri, adică ai făcut? Da, spălătoarele de faruri le-am pus până să vopsesc mașina. Farurile cu lupă au fost oarecum printre primele lucruri, să zic așa, făcute de mine. M-a oprit un domn polițai. Așa? Și pe atunci aveam capetele de la intercooler vopsite. Și m-a întrebat ce sunt cu stroboscopele alea în bară. Zic, nu sunt stroboscope, zic, e capetele de la intercooler. Dar le-am vopsit eu. Cum le-ai vopsit? Era vopsit albastru, adică, da? Na. Și mă întreabă, dar cu farurile ce sunt, de ce n-ai spălătoare? Data viitoare când te văd, îți iau talon. Zic, gata. Spălătoare, gata? Spălătoare! Ar mai trebui cântare de auto-leveling. Oricum nu-ți omologhez. Am încercat să omologhez anvelopele și nu se poate. Nici dacă le faci ca la carte? Nu se poate. Asta mi se pare ciudat. Deși mi se pare ciudată treaba asta în România și nu știu când o să ajungești nevoiată să fie... Bă, frate, să plătești să o faci ca la carte într-un service autorizat cu toate lucrurile și să fie, frate, să nu mai ai probleme cu ea. Nu. Chiar dacă am, de exemplu, hârtii de la Hitu Sport, m-a oprit tot un polițist, mă întrebe ce este cu această grilă. La toată mașina, problema era grila. Poți intra în depășire cu clima pornită? Da. Mai greu să... Da. Băi, asta mi s-a părut super faină, că dacă Batman era român, asta conducea. E posibil să fi scris asta oricineva care mă cunoaște. Roman 1312. Nu. Pentru că jantele vechi pe 17, capacul central avea un logo cu Batman și de asta am zis. Și ultima întrebare,
cred că e cea mai sensibilă pentru generația asta de Logan, dacă are probleme cu rugina. Știu că a fost... Mai sus puțin. Rămâne suspendat. Ai probleme cu rugina? Când am vopsit mașina, am găsit un singur punct de rugină aici, sus la antenă. Ok. Am scos antena atunci, s-a curățat, s-a dat cu... Deci n-a avut la aripi, la pragul, la nimic? Nu. Surprinzător, n-am avut. Ce știu că prima generație a avut mari probleme cu rugina, da, față de... Da, și la uși, și la aripi, și la... Dar da. Nu, n-am avut. Bine că a fost punctulețe pe capot, unde a sărit vopseaua de la pietre, de la... dar nimic... Nimic grav, da. Acum mă uit că aici ai pus și închidere acolo la parbriz, da. La fel ca să mai antifonezi. Să știi că nu mi se pare așa gălăgioasă acum. Și nici cu evacuarea asta, n-ai clapetă pe ea, nu? Nu. Deci ți-a evacuarea tot tipul. Nu mi se pare foarte zgomotoasă. Bine, eu n-am mers cu o viteză foarte mare, să zicem că am făcut testul perfect. Pe partea de dotări interior, ai putea să mai... Nu știu dacă a venit prima... De fapt, ai pus clima asta de Logan mai nou, nu? Da, pentru că este bordul schimbat, n-a venit cu bordul ăsta. Ai, și bordul? Bordul, cochilia ai de Duster, ceasurile... Și calul ăsta ce-mi trebuie? Calul este de pe Laguna 2. Și acum am pus că am venit în interior, că de fapt nu e interior de Loganul. Cam tot este schimbat. Dacă aș avea o notă mașinii, la cum e făcută, cred că e cel mai mișto Logan pe care l-am filmat, sau cel puțin cel mai pe gustul meu. Adică dacă aș fi vreodată să-mi iau un Logan, sau o Dacia, 100% așa aș face. Simplă, clean, fără multe brizbriduri, să zic așa, fără eleroane, fără... E destul de greu, să zic așa, să faci o modificare, să o și menții pe linia de putere, să nu dai în alte... Să nu dai în chici. Exact. Acum sunt și persoane care zic că mașina mea este... Am auzit că este... Când scapă termenul... Sumbră... Este... E sumbră? Dacă am interiorul sumbru, bă, faptul că e totul negru, nu înseamnă că e ceva sumbru, adică... Dacă ăsta e sumbru ăla de Logan original, cum n-ai băie? Eu zic că e o mașină de 9,7, de mai genotul acolo în spate. 9,50? De ce? 9,50? Că arată bine rău? Ok. Nu stă bine în spate. Nu stă bine în spate, de-aia de 9,50. Mi-a spus o tovarășă când s-a urcat în spate, se simte că o transport ca sacul de cartofi. Eu mai am la picioare. Nu, dar probabil din cauza faptului că are punte pe spate. Da. Și se simte că nu este cea mai confortabilă mașină, ca și cum te-ai urcat într-un taxi, știi? Până la viitoare am fost Merită Toți Banii. Dacă v-a plăcut acest Logan Mafiot, neapărat dați un share, follow pe Instagram Merită Toți Banii și dați-mi follow și lui Cosmin pe pagina de Instagram pentru a vedea cum evoluează acest proiect. Până la viitoare, toate cele bune. Pa, pa!